Am flori și toporașii. Ia uite ce frumoși sunt. Fichii, pst, pst, pst. Bună dimineața de 8 martie, la mulți ani doamnelor și domnișoarelor, mămicilor, bunicilor, tuturor femeilor. Am ținut dis de dimineață să intru să vă urez și să încerc să postez video-ul ăsta mai de dimineață. Bine, de dimineață până în ora 2. Dar, în altă ordine de idei, să fiți fericite astăzi de ziua noastră. Nu știu de ce să mă apuc practic astăzi. Prima oară îl plimb pe bebe prin livadă, e foarte cald în dimineața asta. Așa că primul somn de astăzi, aici, în căruț, prin livadă. Și în spate am un anumit pisic, care nu știu după cine plânge că noi suntem aici. Nu credeți că nu am primit și eu felicitare de 8 martie. Am primit-o aseară de la Alexuța. Au făcut-o la ora de română de la școală și uitați-vă cât de drăguță e, cu ceva scris de mână în interior. Nu pot să vă arăt acum că l-am pe bebe în brațe, dar uite ce frumoasă e. Dânsul a dormit și a făcut somnul de dimineață și acum e nervaș. Îl pun să-i dau ceva să mănânce și după aia afară la joacă. Ce faceți mai fetelor, măi? Toată ziua a stat aia de acolo. Deci 2 ore după ceas a stat în cuibar, bineînțeles asistată de Hercule, cocoșul, dar a stat. Acum mă duc să văd dacă a făcut ceva, să constat un adevăr sau doar iarăși ca ieri o încercare. Începem bine, acum nu știu dacă ăsta este al ei sau al soră sa. Stai să scot afară la lumină. Cum să vă explic eu vouă o situație, că sunt super mega fericită. Este oul celelalte moțate, cea pe care am așteptat-o și ieri, și are coaja albastră. Și am să vă fac o demonstrație că am oul celei care scoate ouă verzi, ca să vedeți diferența între ele. Asta e un ou normal de găină. Uitați-vă diferența între astea două. Unul are coaja verde și unul are coaja albastru vernil, dar se duce mai mult spre albastru decât ăsta. Asta se duce mai mult spre verde. Vedeți ce frumoase sunt și ca să vă fac o diferență. Asta este un ou alb. Deci avem momentan o grămadă de ouă colorate, dar nu vrem să ne oprim aici. Am vrea să luăm și o găină care face ouă roșii, să avem așa diversitate. Nu neapărat că sunt fără colesterol sau mai știu eu ce, că așa se zice despre dânsele, dar da, nu vezi că e albastru. Să fie multe culori. Ia uite! Și uite față de asta. Și cu albul. Ai toate culorile. Uite și alb. Mai trebuie unul de la grena închis roșu. Dar uite-l ce frumos. Câte ouă, mă? 5? Nu, ăsta este de ieri. Ăsta. L-am lăsat eu aseară. Ăsta verde. Ăstea 4. 4. Că ieri n-au ouat. Aia alba ouă, dar era după cușcă. Spart? Da. Cred că i-a greșit ținta. N-au avut loc atunci. Deci, ăsta e de ieri. Ca să le observăm pe toate. Ăsta e de ieri, l-am lăsat aseară aici, că l-am luat aseară. Și astea toate sunt de astăzi. Cel albastru, sper să se vadă bine, o să întorc camera ca să le vedeți. Albastru, alb, mai deschis la culoare și clasicul maro. Și verdele de la moțata albă. Imediat vă exemplific situația, că sunt lângă mine toate. Moțata maro face ouăle albastre, moțata albă face ouăle verzi. Asta albă face ouăle albe, iar cele două maronii fac clasicele ouă maro. Acum așteptăm să vedem de la dânsa, electrocutata o numesc eu, ce ouă scoate, că tot se plimba și ea zilele astea pe lângă cuibar și nu am văzut nicio reacție. Suntem curioși să vedem ce culoare are oul dânsei. Și vă ține la curent. Momentan, asta este coloristica. Uite, aici se vede mai bine ce culori frumoase de ouțe avem. Mai îmi trebuie ouă de prepeliță și am încheiat situația. Ia uite-le ce drăguțe sunt, doamne! Ce faci, mă, motociclistule, mă? Ce e aici? Ouțele? Da, mami, ouțele. Am luat ouțe frumoase astăzi, da? N-au nimic în interior diferit, adică sunt la fel ca toate ouăle, numai că cel puțin cel verde, din cele pe care le-am mâncat până acum, are coaja puțin mai tare.
Iar rațele nu au început să pună ouă. Le văd eu cu intenții, dar încă mai așteptăm să vedem, să vedem ce se întâmplă. Cel mai probabil săptămâna viitoare ceva de genul vor începe și ele, așa că vom avea și ouă de rață. Nu știm ce să facem, dacă cad cloști să băgăm de găini, să avem și puișori micuți sau să le lăsăm să clocească ouăle sau le luăm. Încă nu suntem deciși, vedem pe parcurs ce vom face, dar mie personal îmi surd de ideea să punem măuțe de găină, că oricum clocitul e mai puțin, undeva la 14-15 zile. Și să avem și puișori de găină, nu? Vedem, vă ținem la curent. Și cum încă n-au început să pună ouă rățuștele. Dar bine că avem de la găinușe. Doamne, deci ăsta albastru e așa frumos, albastru. E un vernil, ceva de gen. Așa se zice că are ouăle albastre. Ce vrei, Iercule? Ești supărat pe mine că ți-am luat ouăle de la găini? Ce să facem, monșer, dacă nu le luăm, le mănâncă una din ele. Nu știm care, dar mai mănâncă și ouă. Dragilor, dragile mele, cam atât pentru astăzi, că vreau să postez, să vă urez. Mă pun să fac câteva ghivecele aici, cât îmi permite timpul. Ne vedem mâine ce am făcut astăzi. V-am pupat, să aveți o zi extraordinară în continuare.